Dar microfonul este? Păi uite aici. Nu, că captează, ok. Nu vreau cu microfon sau nu. Da, ai microfon? Te duci. Ce funcționa la microfon? Asta e ok? Mersi. Bună ziua! Cine ești? Natalia Ceban. Să știi că merge și fără microfon. Cum vrei tu? Suntem o televiziune atât de profesionistă încât ne auzim oricum. Ai emoții ceva sau? Spuneți-mi ce mi-aveți întreba. O să te întreb, cum ai început? Nu vrei să-mi dai... Păi, în funcție de conversația noastră, mie vin întrebări. Ok. Avem un dialog. Stop. Cine sunt persoanele date? Care? Colegii. Credeam că concurenți care așteaptă să termin mai repede să plec. Un pic. Oh, mi-e cald și... Nădușești. Nădușesc. Transpir. Noroc că ai unde să spui număr. Să vii să-mi faci răcoare. Dacă îți fac eu răcoare, tremur 3 ani. Te simți pregătită pentru X-Factor? Sau la X-Factor? Bună, X-Factor. Vocea interioară îmi spune că sunt talentată. Dar cei care te-au ascultat, ce au zis? La karaoke, da, sunt în centru atenției mereu. Tu ai curaj de obicei la karaoke? Da, eu de obicei am curaj pentru că nu cânt de azi sau de ieri. Cânt de mult? Da. Succes. Mersi. Seara. Doamne! Bună! Ștefan! Evantaiul. Evantaiul? Ștefan, te rog. Evantaiul, Ștefan, te rog, ial. Este foarte cald aici. Stai imediat. Ștefan! Luați aceste evantai. Păi tu acum, dar nu. Păi nu, că doamna știe mai bine. La mine scrie aici că sunteți profesoară de limbi străine, este adevărat? Da, asta este profesia de bază. În ce limbă cântați? Rusește, românește, englezește? Ce limbă cânt? Da, astă seară, în sensul ăsta, în general. În engleză. În engleză. Este una dintre limbile pe care le predați? Și le traduc. Și le și traduceți. Formidabil. Cade numărul. Să nu cadă numărul, domnișoară. Ca și când v-ați tablată la numere. Eu notez numerele. Și mă știu. Le rezolv după asta, eu cred că asta... Și cât s-a dat? Eu cred că asta e un puzzle. Și la sfârșit ce ne găsește acolo. Are coordonatele la o hartă. Să găsească comoara lui Simon Cowell. La voi e mai răcoare, dar acolo unde am stat eu în general e foarte cald. De-aia m-am mutat eu aici, pentru că era jale. Acolo vă înțeleg. Numerele astea, tu ai văzut că ele în general nu au nicio logică? Au logică, cum să ne-ai? Nu au nicio logică numerele. Au o logică presupusă. Când le mulțești și le aduni random... De multe ori și le aduni. Deci eu la unii le dau da, la alții nu. Acolo este și un cod. Îmi cade numărul de pe suflet. Ați liniștit? El nu contează pentru că el oricum e pus invers. În primul rând mi-a dat clar că bătăie de cap pentru că eu am început să notez numărul și la mine s-a dus pe tabelă de cauză. Da, și-am făcut și calcule, m-am trezut peste 20 minute, zic, eu nu ies în zero. De ce ieșam în zero? Și-am ieșit cu virgulă. Ce nimeni nu mi-a spus până acum că era pus invers? Și-a vârsta nu ieșit altfel conform numărului. Nu, asta este o chestie care se face din când în când pentru a observa dacă juriul este atent. Și ne-a ieșit 98. Și zic... Nu înțelegem cu ce legătură are 98. Și apoi ne-am dat seama, mă, 98 e anul de emisie a jurnalului de modă de unde și-o comandat haine. Aveți o rochie foarte frumoasă, o creație proprie? Nu. Nu este. Este creație proprie. Nu poți rochie. Am înțeles. Pe domnul Brencel doare n-a. Ai crampe? I s-a ridicat tensiunea. A vorbit mult și a făcut o crămpuță. Dar trece. Da. Haideți să revenim la dumneavoastră. Dar să-și revină și domnul Brenciu, că nu putem. După atâta râs și vânt, să trecem la ce ne cânti, o piesă în engleză, cum se numește? Adele, hello. Hello. Succes mult, baftă. Și trebuie să cânti și alt cântec, că se termină cu 12. Și când mă uit, la mine e 422 pe 4 și e începe să cânte în minor.
Prima dată ne-am să întrebe.